Mi-am luat o pauză după discursul domnului Pambucean, pentru că era aproape imposibil să poți să fii cu mintea limpede după ceea ce a povestit și a povestit din experiența, să zicem, familiei sale. E doar experiența în mic a ceea ce a trăit un popor întreg, un popor care până în 1915 trăise în bună pace în interiorul Imperiului Otoman, la fel ca toți creștinii și toți ceilalți de alte confesiuni. Ce s-a întâmplat în noaptea de 24 aprilie 1915 e poate începutul unei serii întregi de acțiuni împotriva unor minorități, a unor popoare întregi, care s-au succedat în prima jumătate a secolului 20 peste tot în Europa. Talat Pașa a dat un ordin care decapita poporul armean în ceea ce avea el mai înalt din punct de vedere intelectual, politic, economic. Rămânând, să spunem, această comunitate care număra mult mai mult decât 1,5 milioane de oameni, rămânând aproape fără lideri. Ce a urmat? A urmat o serie întreagă de convoaie ale morții, de sute de mii de oameni încolonați, fără niciun fel de provizie, nici apă, nici alimente, nici asistență medicală, din nord-estul Turciei de astăzi, Anatoliei, către deșertul sirian. Adevărate convoaie ale morții pe care, dacă suntem un pic atenți, peste câteva zeci de ani, 20 de ani, le-am văzut și prin nordul țării noastre și prin sudul Poloniei și prin toate zonele unde naziștii, fasciștii au luat exemplul lui Talat Pașa drept temei în ceea ce aveau ei de săvârșit. Vreau să vă citesc câteva cuvinte din memoriile unui ambasador al Statelor Unite din primul război mondial, la Constantinopol. Orice fel de crime ar putea concepe cele mai perverse instincte ale minții umane și orice fel de metode rafinate de persecuție și injustiție ar putea concepe cea mai degradantă imaginație, ele au devenit nenorocirile zilnice ale acestui popor devotat. Sunt convins că nu a existat episod mai sinistru decât acesta în întreaga istoria umanității. Marile masacre din trecut pălesc pe lângă suferințele îndurate de armeni în 1915. Ar fi fost, poate, momentul să se oprească acolo aceste lucruri. Ele au continuat însă și în Rusia sovietică și asupra concetățenilor noștri la un moment dat, sau românilor noștri de dincolo de Prut, care au fost deportați și ei în Siberia, au continuat asupra evreilor oriunde în Europa, inclusiv în România, asupra romilor, asupra tuturor celor care erau altfel decât decidenții zilei la un moment dat. Și erau altfel nu pentru că se închinau altcuiva, erau altfel nu pentru că vorbeau altă limbă, ci erau altfel pentru că erau mai buni. Întotdeauna cei buni sunt ținta unor astfel de politici de exterminare. Ceea ce trebuie să rămână astăzi pentru noi toți. Poate că exemplul Parlamentului European va fi urmat și de exemplu Parlamentului nostru național la un moment dat. Și aș vrea să fiu membru în acel Parlament.
nume precum Talat Pasha, condamnat chiar de justiția turcă a Imperiului după război imediat și nu a Republicii Turce, condamnat la moarte pentru acele decizii, nume ca Hitler, Antonescu, să nu mai revină niciodată în prim planul politicii naționale, mondiale și așa mai departe. Să fim noi capabili să-i excludem pe cei care au porniri de acest tip. Să fim noi capabili să spunem stop când nu este prea târziu. Istoricii să scoată tot adevărul la lumină. Este obligația lor, fără ură și părtinire. Iar politicul, decidenții politici, oricine ar fi ei, s-au spus nume mai devreme, nu are rost să refer, au obligația să lase istoricii să-și facă datoria. Iar noi, ca creștini, musulmani, evrei, ce-om fi, să fim capabili să ne cerem iertare de la cei care au supraviețuit, de la urmașii lor și să le promitem solemn că așa ceva nu va mai fi posibil cât pe acest pământ va fi rasa umană. Dumnezeu să ierte pe toți și, pentru că e săptămâna mare, sărbători pascale cu pace și lumină.